23 aprilie, sărbătoarea tuturor celor care își desfășoară activitatea în cadrul forțelor terestre, ne găsește anul acesta sub drapel tricolor, în teatre de operații, în poligoane de instrucție, în instituții de învățământ militar, dar și în sprijinul personalului medical și autorităților publice pentru prevenirea și limitarea infectării populației cu virusul COVID-19. Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, în calitate de instituție care formează ofițeri de comandă pentru Forțele Terestre Române, în ultimii ani a trecut printr-un amplu proces de restructurare și modernizare. Corpul didactic și de instructori militari, alături de personalul din structurile administrative, au creat cadrul propice pentru realizarea de investiții care au condus la modernizarea laboratoarelor, amfiteatrelor, poligoanelor de instrucție, spațiilor de cazare și de recreere și de practicare a sportului de către studenți, transformând instituția noastră într-un campus militar integrat modern care să răspundă exigențelor de formare. Arhitectura formării ofițerilor de la baza carierei militare a cunoscut o profundă transformare, întregul proces fiind gândit și reproiectat din punct de vedere conceptual și structural, rolul de lider militar devenind nucleul funcțional al acestuia. Absolvenții noștri au devenit vectorii care promovează imaginea Armatei României în cadrul Alianței Nord-Atlantice și în lume. Aflați la comanda subunităților care îndeplinesc misiuni de luptă în teatrele de operații sau alături de partenerii din alte state membre NATO pe durata desfășurării exercițiilor multinaționale, prin profesionalism, dăruire și spirit de sacrificiu, aceștia contribuie la menținerea celei mai credibile garanții de securitate pe care țara noastră a avut-o vreodată. Dragi studenți, mi-aș dori să revenim cât mai repede la starea de normalitate. De aceea vă îndemn să respectați cu strictețe măsurile impuse la nivel național pentru stoparea pandemiei și să parcurgeți în număr cât mai mare etapa vaccinării. Transformați această perioadă în una a acumulărilor temeinice, dedicați timpul pe care îl aveți studiului pentru a vă autoperfecționa. Trecem printr-o perioadă dificilă pe care împreună vom reuși să o depășim cu bine. Fiți demn de statutul pe care l-ați dobândit prin multă muncă și sacrificii. Și pentru că astăzi este zi de sărbătoare, urez personalului din garnizoana Sibiu, care își desfășoară activitatea în cadrul Forțelor Terestre Române, studenților și absolvenților Academiei Forțelor Terestre, multă sănătate și succes în tot ceea ce întreprind. Totodată, această zi ne duce cu gândul și la faptele de arme ale eroilor căzuți la datorie pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei noastre, cărora se cuvine acum la acest aniversar să le aducem un pios omagiu pentru jertfa făcută. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. La mulți ani personalului din Forțele Terestre Române. Semper una!